Botari, vin din Suceava, îl slujesc pe Domnul de când m-am pocăit, m-am întors la Domnul, vin dintr-o familie de ortodoxi, m-am pocăit undeva în jurul vârstei de 20 de ani, au trecut deja vreo 3 decade de atunci. Îl slujesc pe Domnul și îl iubesc pe Domnul, asta știu sigur. Sunt om care are greșeli, nu sunt perfect, am destule cusururi, dar îl iubesc pe Dumnezeu. Și cred că o mărturie aproape similară, dacă nu chiar la fel, cred că aproape oricare de aici poate să o aibă. Nu suntem grozavi, dacă este să ne uităm și să fim sinceri cu noi, să dăm la o parte orice ipocrizie și orice prefăcătorie, nu suntem grozavi, dar îl iubim pe Dumnezeu. Amin. Îl iubim pe Dumnezeu. Și asta ne dă energia să mergem mai departe. Știți cumva, permiteți-mi să spun așa, până să citesc un text din Scripturi și să ne uităm în Cartea lui Dumnezeu, asta e motorina care ne ajută să mergem mai departe. Când simți că ideile tale se termină, când simți că puterile tale se termină, când simți că entuziasmul tău se termină, constați că Dumnezeu îți dă idei, că Dumnezeu îți dă putere, că Dumnezeu îți dă entuziasm și dincolo de limitările tale umane, poți să te duci mai departe. Și nu te oprești. Și nu te oprești până în stația Paradis. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Amin. Pentru dimineața aceasta vreau să citesc un text din Sfânta Scriptură, din epistola, din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 13. Și vreau să urmăresc un personaj. E un personaj misterios aici în Evanghelia după Ioan. Ioan are un alt specific. Probabil știți că avem pe sinoptici cele trei evanghelii, Matei, Marcu, Luca, care întrucâtva înregistrează întâmplările, spusele, activitatea Domnului Iisus Hristos, înregistrează, spun, lucrurile acestea aproximativ la fel, dar Ioan e altceva. De exemplu, dacă te uiți la narațiunea nașterii, vorbesc despre Betleem, despre ce s-a întâmplat, cum a venit, cu magicul. Dacă te uiți în Ioan, păi stai să vezi, ne trimite în veșnicia trecută, la început era cuvântul, prologul ioanin, da, clasic, este extraordinar. Ioan prezintă personaje, relatări, miracole pe care le-a făcut Hristos, unic, doar el o face. Ceilalți nu consemnează lucrurile acestea. Ioan este deosebit. Ioan mai este deosebit prin faptul că se vorbește în teologie că are ceea ce numim noi escatologie realizată. Spuneam aseară, fraților, despre acest fapt că, de exemplu, când face rugăciunea de mare preot, Hristos spune, zice, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ioan 17:3. Dar e foarte interesant cum timpul verbal, zice, viața veșnică, noi ce știm despre viața veșnică? Că urmează, că vine. Dar Ioan nu așa zice. Zice, viața veșnică este aici, acum. Este, la prezent. E foarte interesant cum construiește, și asta se cheamă în teologie escatologie realizată, adică cumva grăbește viitorul, aduce în bătătura noastră, îl pune la timpul prezent. Între altele, pentru că asta e doar introducere la introducere ce am vrut eu să fac, se vorbește despre un personaj misterios. Doar Ioan îl pomenește și haideți să ne uităm după el în ziua aceasta. În ziua aceasta încerc un mesaj pe care vreau să-l intitulez așa: ucenicul pe care îl iubește Iisus, sau omul pe care îl iubește Iisus, creștinul, femeia pe care îl iubește, pe care o iubește Iisus. Deci ne uităm după omul acesta. Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 13, citim de la versetul 20. Dacă nu vii greu, vă invit să ne ridicăm în picioare, să onorăm citirea cuvântului lui Dumnezeu. Adevărat vă spun că cine mă primește, că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus s-a tulburat în duhul lui, a mărturisit și a zis: adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenici, și urmează o primă incidență aici în Evanghelia după Ioan, unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă, culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe: cine este acela despre care vorbea Iisus?
Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și i-a zis: Doamne, cine este? Amin. Haideți să ocupăm locurile. Iată, ucenicul pe care îl iubea Iisus. Da? Și apare aici pentru prima dată în Evanghelie, în Evanghelia după Ioan. Acum, trebuie să fac o precizare la început. Citim despre faptul că Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, ce sau pe cine? Nu? Lumea. Da? Deci Dumnezeu iubește pe toți oamenii, iubește lumea. Doar aici, la începutul capitolului 13, citim despre faptul că El i-a iubit nu doar pe unul în mod special, ci iubește pe toți. Haideți să ne uităm un pic în 13 cu 1. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Deci iată, Domnul îi iubește pe ai săi și îi iubește până la capăt. Domnul nu face notă discordantă, nu discriminează pe nimeni. Dumnezeu iubește, iubește lumea, iubește pe păcătoși Dumnezeu, iubește, iubește Dumnezeu. Dar cu toate acestea, în ziua aceasta, eu nu despre această iubire generală, despre acest har general al lui Dumnezeu aș vrea să vă vorbesc, ci aș vrea să vorbesc despre ucenicul pe care îl iubea Iisus. Cu alte cuvinte, omul ăsta are parte de un tratament special. Și are parte de un tratament special pentru că el, acest ucenic, acest om, era special. Fii atent că s-ar putea să ai și tu calități de felul acesta, de aceea s-ar putea să fie vorba și despre tine. Pentru că, vedeți, toate narațiunile acestea din Scripturi ne sunt puse înainte cu scopul ca noi să ne identificăm cu personajele. Să te uiți aici, să citești povestea lor și să zici: Domnule, se potrivește și la mine, este și despre mine. Evanghelia aceasta este nu doar despre Ioan, nu doar despre Filip, despre Andrei, nu doar despre Apostolul Pavel, nu doar despre Petru, este și despre noi, este și despre viața mea. De aceea să fii atent în ziua aceasta, pentru că s-ar putea să fie vorba de tine când citești de ucenicul pe care îl iubea Iisus. Nu cumva sunt eu, Doamne, știți întrebarea oamenilor ăstora. Hai să vedem o primă calitate acestui om, să încercăm să o identificăm. Ce vreau să spun este, uitați-vă cât de aproape stăteam, citit în textul acesta, că era cu capul a plecat pe pieptul Domnului Iisus Hristos. Și omul ăsta stătea așa de aproape de Domnul, avea o relație intimă, apropiată, o relaționare intimă cu Domnul. Așa de aproape a stat de Domnul Iisus Hristos, încât nimeni n-a îndrăznit să pună întrebarea. Petru îi face semn, Petru era liderul grupului, dar știți probabil, colericul Petru, da? Petru era liderul grupului și Petru îi face semn să întrebe cine este cel pe care îl va vinde. Domnul este într-un moment extrem de dificil. E în seara trădării, e momentul în care Iuda urma să plece noapte și să-și facă treaba de vânzător. Era momentul în care Hristos avea să-i spună: prietene, ce ai de făcut, fă repede. Și știm ce avea el de făcut, pentru o mână de argint, pentru o pereche de încălțăminte, cum spunea la un moment dat un frate, că zicea, ta a valorat Hristos pentru el, o pereche de papuci. Pentru o pereche de papuci l-a vândut pe Mântuitorul. Și Domnul vine să descopere în seara aceea o istorie, o istorie care era extrem de dureroasă pentru el, dar era o istorie a mântuirii. Domnul venea să descopere o slăbiciune a cuiva din grupul cel mai intim pe care, în care Domnul investise 3 ani și jumătate și a luat ucenicii aceștia să învețe, să fie cu el, le-a dat putere să facă minuni, le-a dat putere să scoată draci, să performeze într-un fel lucruri care nu țin de apanajul uman obișnuit. Sunt lucruri care le poți face numai cu puterea lui Dumnezeu, numai cu autorizarea lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia lucrează în felul acesta și totuși unul dintre ei se dovedește a fi trădător. Pentru niște considerente, poate numai de Iuda și de Dumnezeu știute, omul acesta o face. Dar eu nu despre Iuda vorbesc, ci vorbesc despre ucenicul pe care îl iubea Iisus. Ucenicul pe care îl iubește Iisus este omul care stă aproape de Domnul Iisus Hristos. Este omul care menține o relație caldă cu Domnul și așa de aproape stă încât îl întreabă pe Dumnezeu și Dumnezeu îi răspunde. Încât vorbește cu Dumnezeu și el aude cuvintele lui Dumnezeu, aude ce îi spune Dumnezeu. Ei, ăsta este profilul ucenicului pe care îl iubește Iisus, să menții o relație caldă cu Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus nu este un concept, nu este o idee filozofică, nu este ceva care eu și cu tine, o teologie la care eu și cu tine am aderat. Nu! Domnul Iisus Hristos este ceva mult mai înalt, este ceva mult mai măreț, este o persoană, este Dumnezeu, cu El poți vorbi și Dumnezeu îți răspunde. Pentru că Dumnezeu care a făcut gura, vorbește. Dumnezeu care a făcut ochiul și urechea, aude și vede. Și Dumnezeu reacționează. Când strigă un nenorocit către Domnul,
Spuneți voi, Domnul aude. Ăsta e Dumnezeul nostru. Noi credem într-un Dumnezeu personal, nu credem într-o forță impersonală care, ca cel ceasornicar, a tras, știți, concepția aceasta deistă despre lume, da? A tras ceasul și de atunci tică e ceasul, mulțumit, merge mai departe. Dumnezeu a setat universul ăsta și toate merg mai departe și el este absent cumva. Nu! Dumnezeu este prezent, se implică. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul și nici nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu și știi întru totul, unde mă voi duce departe de fața ta, unde mă voi ascunde, unde mă voi duce, dacă voi lua aripile zorului, ești acolo, dacă mă voi duce la marginea mării, ești acolo, dacă voi zice cel puțin întunericul mă va acoperi, iată-te și acolo, că nici întunericul e ca lumina, ca ziua în amiaza mare, ăsta e Dumnezeul nostru. Dacă vrei să faci parte din această categorie absolut extraordinară, miraculoasă și să te cheme și pe tine ucenicul pe care îl iubea Iisus, nu la modul general, ci la modul special, cultivă o relație personală cu Domnul. Cultivă o relație personală cu Domnul, să-i vorbești lui Dumnezeu, să-ți faci timp să stai de vorbă cu Dumnezeu. Știți, cea mai importantă resursă pe care noi oamenii o avem pusă la dispoziție este timpul. Când vorbim de relație, n-ai cum să vorbești despre relație și să nu vorbești despre timp. Pentru ce iubești, dai timp. Să spună cineva amin. Amin. Da. Deci, pentru ce iubești, dai timp. Lucrurile care sunt importante pentru tine, pentru alea, le dai timp, îți faci timp. Noi, dacă zice, n-am avut timp să vin la biserică, n-am avut timp. Ai citit săptămâna asta în Biblie? Mă, n-am avut timp să citesc în Biblie. Serios? Hai să zic, dacă nu ți-ai face timp să mănânci, n-ai mânca. Pur și simplu. Dacă nu ți-ai face timp să dormi, nu? Unii dintre noi suntem workaholici de ăștia și nu ți-ai face timp, înțelegeți termenul, dacă nu ți-ai face timp să dormi, n-ai dormi, ai munci ca un robot, 24 din 24, 7 din 7. Ne facem timp pentru lucrurile care contează. Ne facem timp pentru lucrurile care sunt importante pentru noi. Ei bine, vă mai aduceți aminte dumneavoastră, sigur că vă aduceți, dar e o întrebare pusă așa, retoric. Vă mai aduceți aminte care este cea mai mare poruncă din Biblie? Poruncă în care e cuprinsă toată legea și proroci, absolut tot. Mai țineți minte care e cea mai mare poruncă? Păi zice să iubești cu tot, cu tot, cu tot, cu tot și pe aproapele tău, a doua asemenea ei, pe aproapele tău ca pe tine însuți. No, bun, în asta zice să cuprinde toată legea și prorocii. Un om care iubește pe Dumnezeu cu tot, cu tot, cu tot, poate omul acesta să se scuze că n-a avut timp să stea de vorbă cu Dumnezeu? Hai să mă duc la un exemplu practic, simplu. Dacă îți iubești soția, fraților, dacă vă iubiți soția, nu-ți faci timp să stai de vorbă cu ea? Adică ai timp de orice. Ai ieșit cu băieții la o cafea, te-ai dus cu un grup de frați, ai făcut o repetiție, ai ieșit și poate cu o altă soră să nu știu ce, să discutați un proiect, nu știu ce. N-ați făcut prostii. Ați mâncat numai o zi, o înghețată, o ceva și... ce ar crede soția despre tine? Deci ai timp să ieși cu toată lumea, ai timp să vorbești cu toată lumea, n-ai timp să vorbim, n-ai timp să discutăm, n-ai timp să fim împreună, să-mi dai o mână de ajutor la treburile casei, uite, scoște amice după mine și nu mai ies din... Pentru ce iubim, ne facem timp. Exact asta este relația cu Dumnezeu. Noi putem să spunem foarte frumos că suntem la biserică și putem clama foarte frumos, îl iubim pe Domnul, relația cu Dumnezeu este extrem de importantă. Oare ne facem timp să ne rugăm? Oare ne facem timp să cultivăm această relație cu Domnul prin cuvânt, să ne citim Scriptura? Păi dacă relația cu Domnul e importantă, înseamnă că sunt importante cuvintele Domnului pentru noi. Nu observați câtă poluare este? Nu observați că mintea noastră este încărcată cu toate filozofiile, cu toate gunoaiele lumii astea? Avem nevoie să fim purificați prin cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de ideile lui Dumnezeu, frați și surori. Avem nevoie să cultivăm o relație vie cu Dumnezeu în care să vorbim și Dumnezeu să ne călăuzească, în care să vorbim și Dumnezeu să ne vorbească. Ăsta e ucenicul pe care îl iubește Iisus. Doamne, cine este? Nu cumva sunt eu, Doamne? Că ăștia se întrebau unul după altul după aceea, nu cumva sunt eu? Și Hristos îți va spune, da, tu ești. Sau nu, nu ești tu. După caz. Că și Iuda întreabă, știți? Iuda nu știa că el. Și Iuda întreabă, zice, nu cumva sunt eu? Tu ești. De aia să ținem aproape de Domnul. Dar întoarcem paginile, pentru că nu pot să zăbovesc foarte mult pe gândul acesta și haideți să ne uităm în capitolul 19. Iarăși suntem într-un moment foarte greu, foarte dificil din vremea Domnului nostru Iisus, era pe cruce și citim de la versetul 25, lângă crucea lui Iisus stăteau mama lui și sora mamei lui,
Maria, nevasta lui Cleopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea, pe cine? Iată din nou personajul acesta misterios. Vedeți, nu-i dă numele, e foarte interesant. Și știți ce m-am gândit? Și zice, cred că nu-i dă numele. Tocmai ca să ne identificăm. Dacă spunea, uite, așa îl cheamă. Bine, noi știm din Evanghelia după Ioan cine ar putea fi. Dar nu scrie negru pe alb, el este. E ucenicul pe care îl iubea Iisus, e un personaj oarecum general, ca să spun așa. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Amin. Spuneam, este un moment extrem de greu, extrem de dificil din viața Domnului Iisus Hristos, era pe cruce. Și în toată durerea lui sunt unele din acele cuvinte celebre pe care Domnul Hristos le spune pe cruce. Nu spune doar Tată, iartă-i că nu știu ce fac, nu spune doar mi-e sete, nu spune doar lucrurile acestea, ci femeie, iată fiul tău, fiule, iată mama ta. E unul dintre cele 7 expresii pe care Domnul le folosește pe cruce. Și a doua caracteristică pe care o văd aici, a ucenicului pe care îl iubește Iisus, este că rămâne lângă Iisus în momente dificile. Să rămâi lângă Iisus Hristos lângă momente dificile. Vreau să vă spun, este un context în care toți au fugit. E un context, citiți în Evanghelie, în care s-au distilat așa de mulți, n-a mai rămas nimeni. Câteva femei, femeile care îl urmaseră din Galileea, au mai rămas lângă el acolo. Și cu toate acestea, acest ucenic pe care îl iubește Iisus rămâne lângă Domnul. Nu putea să-l ajute cu absolut nimic pe Domnul. Pentru că lucrarea pe care a făcut-o Hristos a fost unică. El era Fiul lui Dumnezeu. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Născut, iar nu făcut, de o ființă cu Tatăl. Doar El putea să ducă războiul acesta, lupta aceasta. Numai El se putea urca pe lemnul de blestem. Numai El putea plăti prețul răscumpărării noastre. Nimeni, nimic, nu, nimeni nu putea, niciunul nu putea ajuta. Petru a încercat să-L ajute. La un moment dat, poate țineți minte, în Cezarea lui Filip, să te ferească Dumnezeu, Doamne. Și Domnul să uite la înapoi a mea, Satană. Gândurile tale, tocmai când vorbea despre cruce și vorbea despre lucrarea care urma să întâmple, pentru a încerca cumva să-L ajute pe Dumnezeu, să-L apere pe Dumnezeu. Dar cine te crezi tu să-L aperi pe Dumnezeu sau să-L ajuți pe Dumnezeu? Dacă Dumnezeu e Dumnezeu, apără-se Dumnezeu. Știți cum a spus la un moment dat în vechime, nu? Gedeon sau tatălui. No. Și atunci, lucrarea aceasta a crucii putea doar Hristos să o facă, nu putea nimeni să o împlinească. Dar cu toate acestea, acest ucenic alege să rămână lângă Domnul Iisus Hristos, să stea aproape de El, chiar și în momente dificile. Și în momentele acelea, Domnul îi încredințează o misiune. A văzut-o pe Maria, mama lui, și spune, femeie, iată fiul tău, arătând spre ucenicul pe care îl iubește. Femeie, fiule, iată mama ta, arătând din nou unul spre celălalt. Și au înțeles. Ce ar însemna lucrul acesta pentru noi în ziua de astăzi? Din nou, noi nu-L putem ajuta pe Dumnezeu nici într-un fel. Dar și astăzi Hristos trece prin necaz, să știți. Și astăzi. Când citești în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, acolo se dau verdicte, suntem în fața judecății cele mari. Și la un moment dat Hristos vorbește, Dumnezeu vorbește și zice, plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic, căci am fost flămând și nu mi-ați dat. Mi-a fost sete și nu. Am fost gol și nu mi-ați dat. Și oamenii șocați, sunt stupefiați de-a dreptul. Doamne, dar când ai fost flămând? Sau când ai fost tu singur? Sau când ai fost tu în temniță? Și zice Hristos așa, ori de câte ori n-ați făcut acestor frații mai mici ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Ați ales să vă detașați de mine, zice Hristos, în mod conștient și voluntar. Așa aș vrea să fac aplicația la punctul acesta. Să rămâi lângă Domnul Iisus Hristos și când treci prin momente grele, când trece prin momente grele. Și Domnul Iisus Hristos, vreau să vă spun, e și astăzi printre noi. Sigur că prin Duhul Său cel Sfânt El e în adunare, ne binecuvântă în dimineața aceasta. Dar vreau să vă spun, e printre noi când te uiți la săracii de lângă tine, când te uiți la cei care trec prin necazuri, când te uiți la cei care trec prin suferință. Poate vă aduceți aminte că tot acolo în 25 cei neprihăniți zice, Doamne, dacă
când ai fost un flământ, sau când ai fost însetat, sau când ai fost în lipsă și ți-am dat și am venit, că nu ne aducem aminte. Noi n-am chemat televiziunea să ne filmeze, ia uite cum îi dau eu, uite cum, ca Gigi Becali. Știți cum mai face prin România, nu? Să cheme televiziunile, să-și facă rating, să-și facă... Pe noi nu ne-a interesat toate astea. Pentru noi a fost un mod de viață să ajutăm oamenii de lângă noi. Pentru noi n-a fost un eveniment. Am creat noi eveniment, că ajutăm pe cineva. No! Noi am ales să rămânem lângă Tine, Doamne, și să-Ți fim credincioși chiar și atunci când ai trecut prin momente grele. Și alegem să rămânem lângă Tine chiar și atunci când noi înșine, viața noastră trece prin momente grele. Așa e că se întâmplă în viața dumitale și în viața noastră ca și creștini să treci prin momente în care să te îndoiești de bunătatea lui Dumnezeu, de credincioșia lui, când nu mai înțelegi, când Dumnezeu strică teologia. Ați pățit astfel de momente? Când ai trecut prin suferință și rugăciunea parcă nu era ascultată, nu primeai niciun semnal, niciun răspuns. Ei bine, vreau să vă spun, nu mai cântăriți pe Dumnezeu în felul acesta. Dumnezeu ne-a iubit și ne-a demonstrat asta deja la Golgota, la cruce. Nu ne putem îndoi de dragostea lui Dumnezeu atunci când trecem prin suferință, prin încercări, prin probleme, să punem la îndoială iubirea lui Dumnezeu. Scriptura spune foarte clar și, de exemplu, îmi vine pasajul acesta din Roman, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Necazul sau strâmtorarea sau foametea sau sabia sau lipsa de îmbrăcăminte sau moartea sau lucrurile de acum sau cele viitoare sau vreo altă zidire? Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Și Pavel zice, sunt bine încredințat că nimic din toate acestea nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Amin. Sunt încredințat că Dumnezeu are gânduri de pace cu noi și dacă nu înțeleg, dacă viața mea trece prin fumul iadului, dacă viața mea trece prin durere, prin suferință, prin lucruri care sunt nonsens pentru logica umană, cu toate acestea rămân încredințat că Dumnezeu e aproape, că Dumnezeu mă ajută, că Dumnezeu mă binecuvintează, de aceea aleg să rămân lângă Dumnezeu și în momente de încercare. Aleg să rămân lângă Dumnezeu și când trec prin boală, și când trec prin sărăcie, și când trec prin probleme, și prin nedreptăți, și prin suferință, de orice fel, o suferință relațională prin care Dumnezeu mă poate trece, aleg să rămân lângă Dumnezeu, să-i rămân credincios. Doamne ajută! Doamne ajută-ne! Doamne ajută! Să rămâi lângă Hristos și în momente dificile, când tu treci prin momente dificile sau când frații tăi trec prin momente dificile. Că e cu du-te vino lucrul acesta. Dar textul continuă și mă duc în capitolul 20 și vreau să-L urmăresc pe acest ucenic pe care îl iubește Domnul Iisus Hristos. Din nou, atenție, s-ar putea să fii tu. Dacă păstrezi o relație fragedă, caldă cu Dumnezeu și vorbești cu Dumnezeu și Dumnezeu îți vorbește, ești unul dintre aceștia. Sunt unul dintre aceștia. Dacă rămâi lângă Iisus Hristos și în momente dificile, ești unul dintre aceștia. Dar hai să mai vedem o calitate. 20:1. Suntem în ziua învierii. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic, acela pe care îl iubea Iisus, da? Ca să fie clar despre cine e vorba, și le-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-a pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt și au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic a alergat mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru și a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el și a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un loc sigur. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt a intrat și el și a văzut și a crezut. Amin. Amin. Frații mei, surorile mele, doamnelor și domnilor, ucenicul pe care îl iubește Iisus crede că Iisus Hristos a înviat din morți. Zice, a intrat și el și a văzut și a crezut. Crede că Iisus Hristos a înviat din morți. Pot să spun așa, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Așteptăm să vină Paștele ca să răspundem așa, Hristos a înviat. Asta e adevărat în fiecare zi a anului, este adevărat în fiecare moment. Asta nu se întâmplă odată pe an de Paște, Hristos nu înviază în fiecare an de Paște, să ne înțelegem. A înviat odată pentru totdeauna, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și creștinismul rămâne în picioare sau să dărâmă pe
bazându-se pe acest fapt, Hristos s-a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Noi credem lucrul acesta. Un creștin crede că Hristos s-a înviat dintre cei morți. Avem argumente. N-am vreme să dezvolt, să vă spun de ce e logic, de ce e teologic să crezi că Hristos s-a înviat dintre cei morți. Nu ăsta este scopul meu în dimineața aceasta. Dar în inima fiecăruia dintre noi avem acest adevăr, dacă Hristos a înviat, noi vom învia. Avem viitor împreună cu Dumnezeu, un viitor nepământesc, un viitor glorios împreună cu Dumnezeu, fiecare la rândul cetei lui. Pavel, când scrie Corintenilor la un moment dat, vine să le spună, zice, dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, dar acum Hristos a înviat dintre cei morți, pârga celor adormiți. El este cel din tâi rod și apoi fiecare dintre noi la rândul cetei lui vom învia fiecare dintre noi. Este extraordinar. Ordinar că Dumnezeu pune în fața noastră o perspectivă cu totul și cu totul minunată. Hristos a înviat, noi vom învia. Asta înseamnă că răul și durerea și trădarea și neputințele și bolile și cancerul și leucemiile și diabetul și toate câte ori mai fi, lucrurile din tâi, zice, au trecut. El va șterge orice lacrimă. Moartea nu va mai fi, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Slavă Domnului! Tu crezi că Hristos a înviat dintre cei morți? Ei, ești ucenicul pe care îl iubește Iisus. Ucenicul acesta a alergat la mormânt să vadă, să se convingă. Piatra fusese dată la o parte. Știți de ce era dată piatra la o parte? Să vă dau un argument, doar de aici din text. Știți de ce era dată piatra la o parte? Nu ca să iasă Hristos. Poate vă aduceți aminte, după înviere, Hristos trecea prin ușile încuiate. N-avea nevoie Domnul să... Piatra a fost dată la o parte ca ucenicii ăștia să poată să-și bage nasul acolo, să-și bage capul în mormânt și să vadă că e gol mormântul. Argument că Hristos a înviat. Vă aduc aminte că niciunul dintre oamenii ăștia n-au murit de moarte bună, au murit de martiri. Frați și surori, nimeni nu moare pentru o minciună. Dacă oamenii ăștia n-ar fi experimentat ei înșiși, n-ar fi fost martori oculare a învierii lui Hristos, oamenii ăștia nu mureau ca martiri. Când îi strângeau autoritățile cu ușă, băi, ia veniți încoace. Ați zis voi că a înviat Hristos, aia am zis noi, dar noi chiar așa, mai dregem. A înviat numai o leacă, zice. Nu mere, ori a înviat, ori nu a înviat, adică dă să ne înțelegem. Dar oamenii ăștia nu, au venit, uitați-vă Ioan când își scrie epistola către Ioan, ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile, vă aduceți aminte, da? Cum începe epistola? Cu privire la, ce am auzit cu urechile noastre, cu privire la cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă și vrem ca și voi și părtășia voastră să fie deplină cu Tatăl, cu Fiul, cu Duhul Sfânt, să vă spun ceva, un om care crede că Hristos a înviat, poate să intre în relație, în părtășie cu Dumnezeirea, cu Sfânta Treime. Intri în relație cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, la Dumnezeu te poți relaționa. Asta este extraordinar. Ioan zice, bucuria voastră să fie deplină, să experimentați și voi ce am experimentat noi, deși voi n-ați fost martori oculari. Zice, de aia vă vestim învierea lui Hristos. Slavă Domnului, slavă Domnului. Vreau să fac o aplicație aici. Da, trebuie să crezi că Domnul Hristos a înviat, dar lucrul ăsta să știți că are consecințe sau asupra vieții tale. Îmi vine în minte un verset din Filipeni. Pavel spune în capitolul 3 așa, zice, să-L cunosc pe El, pe Hristos. Și după aia zice așa, și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Și Pavel prezintă un traseu și traseul sună în felul următor. Zice, îl cunosc pe El, cunosc puterea învierii Lui. Nu e vorba de învierea, puterea învierii Lui în sensul că Dumnezeu mă va învia. El zice ca să ajung la învierea din morți, să-L cunosc pe El ca să ajung la învierea din morți, să cunosc puterea învierii Lui ca să ajung la învierea din morți, să cunosc părtășia suferințelor Lui ca să ajung. Aia e destinația, observați, destinația finală este învierea dintre cei morți. Dar Pavel când zice să cunosc puterea învierii Lui, nu se referă că despre asta e vorba, e vorba de altceva. E vorba de viața pe care Dumnezeu o dă prin Evanghelie, care a dus-o la noi, viața și neputrezirea pe care Hristos a dus-o la noi prin Evanghelie. E vorba de noua putere pe care o primim prin Duhul Său cel Sfânt, de a trăi, de a umbla înaintea Lui și de a fi fără prihană. Asta este puterea învierii Lui. Aceeași putere care L-a înviat pe Hristos dintre cei morți operează acum în sânul bisericii. Voi veți primi o putere și veți fi martori.
N-ai cum să fii martor în lumea aceasta, n-ai cum să trăiești cu demnitate, n-ai cum să răspândești mireasma cunoștinței lui Hristos dacă nu este puterea lui Dumnezeu cu tine, dacă nu este Dumnezeu de fapt cu tine, că nu vorbim din nou, nu vorbim de o putere impersonală aici, ci vorbim de Dumnezeu cu noi. De aceea, un om care crede că Hristos a înviat, are puterea învierii lui în viața lui, activă. Duhul Său cel Sfânt, pentru că îmi place să cred asta sau să spun asta, Duhul Său cel Sfânt este în inimile noastre. Dumnezeu este Cel ce ne dă putere să trăim, să umblăm în sfințenie, în curăție morală, să umblăm în îndelungă răbdare, în facere de bine, în credincioșie, în înfrânarea poftelor. Dumnezeu ne ajută să umblăm înaintea Lui și să facem cinste Dumnezeului Sfânt în care credem. Să cunosc pe El și puterea învierii Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea dintre cei morți. Ajută-ne, Doamne! Amin. Un om care crede în învierea lui Hristos e omul care are parte de puterea învierii Lui în veacul prezent, acum. Dumnezeu lucrează prin el, Dumnezeu acționează prin el, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în viața acelui om. Ești un astfel de om? Ești un astfel de femeie? Dacă da, ești ucenicul pe care îl iubește Iisus, ești creștinul pe care îl iubește Iisus. Doamne, ajută! Da. Mă duc un pas mai departe, că și timpul trece și stăm cu ochii pe ceas și haideți să mai citim o incidență. Sunt în capitolul 21. Dezamăgire maximă. Ucenicii nici nu mai știau ce să creadă. Și mă uitam cât de ușor, în momente de descurajare, de depresie, revenim la ceea ce ne este familiar. Mai țineți minte unde întâlnește Domnul Iisus Hristos prima dată pe ucenicii Lui? L-a prins pește. Ce fac oamenii ăștia acum? S-au întors la ceea ce le era familiar, înapoi la pește. Un regres, clar. Citim în 21. După aceea Iisus s-a mai arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine. I-au zis ei, au ieșit și s-au suit într-o corabie și n-au prins nimic toată noaptea aceea. Permiteți-mi să folosesc o expresie care poate, sper să nu vă deranjeze. Eu mai văzut filmul ăsta odată? O noapte întreagă de neprins? Au mai văzut? Au mai văzut. Te întorci înapoi la lucrurile alea, înapoi repeți istoria. Din nou, încă o dată și încă o dată și încă o dată. Vei repeta istoria aia ca un cântec de flașnetă. Știți cum erau flașnetele, da? Vărtea unul la o corbă și cânta aceeași melodie. Aceeași melodie, aceeași istoria, să o repezi din nou și din nou. N-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Și fiți atenți, versetul 7. Atunci, ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Ori de câte ori nu ascultăm de Dumnezeu, repetăm falimentul. Ori de câte ori o luăm de capul nostru, pe puterea noastră, cu ideile noastre, repetăm această istorie tristă a căderii. Aveți ceva de mâncare? Nu. Nici o broască? Nu. Nici o nimic. Faliment total. Meseriaș, mreajă în partea stângă, mreajă în partea dreaptă, pescar cu experiență. Oamenii ăștia știau cum să prinde pește, știau, aveau tehnică, aveau metodă, știau toate lucrurile. Nu va avea să-i învețe fiul tâmplarului din Nazaret să-i învețe pe ei să prindă pește. Ei știau ce au de făcut. Și cu toate astea, nimic, nicio șansă, nimic. Și cu toate acestea, un străin, un galilean, îmbrăcat în haine de galilean, pe malul lacului Genezaretului, aruncați mireaja în partea dreaptă. Și nu știu cum, nu știu de ce, oamenii ăștia au zis, ne învață, cine s-o găsi să ne dea lecții după o noapte de trudă, după vine să ne spună acum ce să facem. Dar cu toate acestea, ucenicii apucă mrejile și le aruncă în partea dreaptă. Și încep să tragă, și încep să tragă. Și ucenicul pe care îl iubește Iisus, în momentul acela în care ei realizează miracolul, când ăștia erau pe pești, numărau, știți că eu și numărat câți pești erau, nu? Știți că eu numărat. Când erau pe pești, pe miracol, pe... Ucenicul ăsta face ceva extraordinar, reușește să se dezlipească de miracol și să vadă cine este cel care a produs miracolul. Și spune acest ucenic pe care îl iubește Iisus, probabil cele mai mărețe cuvinte pe care le-a putut spune în viața lui. Și zice așa, este Domnul.
Fratele Remus citea de dimineață, nu te bizui pe înțelepciunea ta, din Proverbe. Recunoaște-L pe Domnul în toate căile tale, că asta urmează acolo. Și El îți va netezi cărările. Frați și surori, ucenicul pe care îl iubește Iisus este omul care recunoaște pe Domnul în circumstanțele vieții lui. Este Domnul. Când îți merge bine, când copiii sunt sănătoși, când soția e lângă tine, hai să spun ceva, este Domnul. Când ți se mulțesc bogățiile, când ai reușit să ai acumulări și ai reușit să aduni capital și bani și ți-ai mai cumpărat o proprietate și ai reușit și ești sănătos și lucrurile bune, îți conform planului, ești în grafic, să spun ceva, nu-i dibăcia ta, nu-i înțelepciunea ta, nu că ai știut tu să te descurci, este Domnul. Dar când lucrurile nu mai merg așa de bine, când poate vin niște analize care nu-ți plac, când poate vine o situație care nu-ți place, când îți vine o citație la tribunal, când îți vine niște analize de la, nu știu, anatomie patologică, când îți vin lucruri de felul ăsta, să vă spun ceva, este Domnul, este Domnul. Mare lucru să-L recunoști pe Domnul în viața ta, în circumstanțele concrete ale vieții. Pentru că viața noastră astăzi este sus, mâine poate să fie jos. Știți, pământul ăsta este rotund. Bine, sunt unii care nu mai cred asta, dar zic așa, pământul ăsta, tu ești aici sus, lucrurile sunt bune, tata e tânăr, păsărelele cântă, lucrurile sunt extraordinare, dar să spun ceva, nu se va perpetua întotdeauna starea asta. Noi avem impresia că întotdeauna va merge din bine în mai bine. Avem așa un soi de imagine de asta optimistă asupra lumii și asupra ce este. Nu, lucrurile se schimbă, se rotesc și dacă azi a fost bine, lucrurile mâine s-ar putea să nu mai fie așa de bune, s-ar putea mâine să fie bocet și durere și plânset și așa mai departe. Este Domnul și într-o situație și în cealaltă. Sau s-ar putea să fie azi în care ești în durere, în care nu găsești soluții, în care nu ai leac pentru problema prin care te găsești. Dar să spun ceva, lucrurile se schimbă și mâine, nu norul este veșnic, cum e cântarea aceea, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Ei bine, frați și surori, este Domnul. Mare lucru să recunoști pe Dumnezeu în viața ta. De aceea când ai făcut ceva bun, este Domnul. Atunci când ai cântat o cântare și biserica a fost zidită, este Domnul. Atunci când ai făcut o lucrare, este Domnul. Nu eu am predicat, este Domnul. Nu eu am făcut slujirea în ziua aceasta, este Domnul. Nu eu am făcut bine și nu eu am reușit în viața asta, este Domnul. De la un capăt la altul, cine se laudă, să se laude în Domnul. Puterea ne-a dat-o Dumnezeu, ajutorul ne-a dat Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne-a dat înțelepciunea și dibăcia și a deschis uși și a creat posibilități, oportunități ca noi să facem lucrarea lui Dumnezeu. Este Domnul. Nu-L mai mustrați pe diavolul. Oamenii se gândesc că, oh, diavolul, diavol, ca și cum diavolul ar fi, nu știu ce, mare, mare Dumnezeu ar fi diavolul. Un fel, vedem, un egal al lui Dumnezeu. Întotdeauna bagă strâmbe și face ce vrea. Diavolul, uitați-vă în relatarea, în cartea lui Iov, nu face decât ceea ce îi spune Dumnezeu să facă. Da, să trăiți. Te atingi de el, da, atât, da, ca să ne înțelegem. Nu te atingi de viața lui. Este Domnul, este Domnul. Oare îl putem noi recunoaște pe Dumnezeu în viața noastră? În căile noastre îl vezi pe Dumnezeu la lucru? Este Domnul și atunci când... Învățați-vă să vă bucurați în fața ușilor închise. Băi, atâta m-am rugat să prind jobul ăsta, să prind slujba asta și când aproape să mă angajez, mi-a închis Dumnezeu ușa în nas. Învățați-vă să râdeți în fața ușilor închise și să recunoașteți că este Domnul, că Dumnezeu se ocupă de detaliile vieții dumneavoastră. Este Domnul. Era gata să intru în slujba asta, dar Dumnezeu mi-a închis ușa în nas. Slăvit să fie Domnul. Mă nenoroceam dacă luam serviciul ăsta. Mă depărtam de credință și de biserică și este Domnul. El este Cel ce a lucrat și a închis ușa asta. Eram gata să mă mărit, să vorbeam cu băiatul ăsta și mi se părea că e extraordinar și nu știu ce, dar Dumnezeu mi-a închis ușa. Ei, slăvit să fie numele Tău, Doamne, că mi-ai salvat viața, mi-ai salvat, este Domnul, este Domnul. Dumnezeu știe mai dinainte toate lucrurile. Am putea să continuăm cu exemple pe linia aceasta. Este Domnul. Este Domnul atunci când suntem bucuroși și suntem împreună cu ai noștri și este Domnul și atunci când trecem prin supărare, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, este Domnul. Și mare lucru să vezi că Domnul este cu tine. Nu numai când e bine, nu numai când pământul acesta cu tot ce este pe el va arde. Oricum toate rămân. N-ați observat că Dumnezeu ne le ia una câte una, una câte una pleacă de lângă noi ca să învățăm să ne încredem în Domnul și în nimic altceva. Să depindem de El. Toate le lăsăm, toate le lăsăm. Doar credința în Dumnezeu o luăm cu noi. Și ceea ce am construit aici împreună cu Hristos. Și mai spun ceva în încheiere. Încerc să mă încadrez.
După înviere, Domnul se întâlnește cu Petru și zice, Petru, vino încoace, mă iubești, te iubesc, Doamne. Mă iubești, te iubesc, mă iubești, te iubesc. Și parcă învârte cuțitul în rană și încă o dată, și încă o dată, mă iubești. Versetul 20 din capitolul 21. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus. Acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Ucenicul pe care îl iubește Iisus nu-i doar ucenicul care clădește o relație strânsă cu Domnul. Nu-i doar ucenicul care rămâne alături de Domnul în vremuri de criză. Nu doar crede că Iisus Hristos a înviat. Nu doar conștientizează prezența Domnului în împrejurările vieții. Nu doar atât, dar mai face ceva. Este consacrat Domnului Iisus Hristos până la moarte. Deodată se arată interesat, îl vede pe ucenicul pe care îl iubea Iisus și zice, Doamne, dacă ăsta ce va fi? Și uite Domnul și zice, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Hai să vă spun ceva. Noi ca oameni vă vom dezamăgi. Întrebarea nu se pune dacă, întrebarea se pune când. E doar o chestiune de timp ca să vă dezamăgesc. Poate că am și făcut-o deja, de la prima întâlnire. Dar Dumnezeu nu ne dezamăgește niciodată. Noi suntem în această relație de fii și fiice a celui preanalt. Suntem în acest parcurs, în drumul spre veșnicie și noi nu avem voie să abdicăm pentru niciun motiv de la acest drum, de la acest traseu. Noi va trebui să alegem să mergem pe urmele Domnului Iisus Hristos toată viața. Spunea Domnul Iisus Hristos unei biserici întregi, fii credincios până la capăt, până la moarte și îți voi da curuna vieții. N-avem voie să ne oprim. N-are voie să ne oprească nici traiul bun și nici traiul mai puțin bun. N-are voie să ne oprească nicio supărare sau o șicanare pe care mi-a făcut-o cineva și nici alte lucruri. N-are voie să mă oprească nimic din lumea aceasta. Eu va trebui să continui cu Domnul până la capăt. Așa a continuat ucenicul acesta pe care îl iubea Iisus, din câte știți dumneavoastră? Știți probabil că numele lui este Ioan, pentru că îndată la final aici zice cel ce spune aceste lucruri n-avea de unde să aibă toate detaliile. Zice, el a mărturisit asta și știe că mărturia lui este adevărată. Nu-și dă numele pe față, dar noi intuim că este el. Dar cu toate acestea, în dimineața aceasta mă întreb, oare este aici cineva, vreun ucenic pe care îl iubește Iisus? Oare este vreun bărbat, vreo femeie pe care îl iubește Iisus? Oare este vreun creștin de aici, un tânăr, pe care îl iubește Iisus? Noi credem că este mai mult decât unul, nu doar unul singur. Dar să vă spun ceva, dacă vreunul dintre dumneavoastră v-ați uitat așa și în inventarul vieții ați constatat că lipsesc anumite lucruri, în ziua aceasta este loc de pocăință. Ce-ar fi să îndreptăm aici? Ce-ar fi să îndreptăm pe partea aialaltă? Ce-ar fi să îndreptăm? Să ne uităm și noi la oamenii mari ai lui Dumnezeu, la cei care au umblat cu Dumnezeu și să îndreptăm ceea ce se cuvine a fi îndreptat. Să ne ajute Dumnezeu, frați și surori. Să ne ajute pe fiecare să-L iubim pe Dumnezeu și să-L iubim toată viața noastră, să mergem pe drumul acesta al pocăinței toată viața noastră. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare cu toată biserica. Vă mulțumim Domnului pentru părtășia în această